Aici avem o femelă de un an și 2 luni. 2 fătări la activ. Masculul pentru reproducție, un an și aproape 2 luni. A fost pentru reproducție 2018 și va fi pentru 2019. Frumos, mascul foarte frumos. Acum năpârlește. Femelă de aproape 5 luni. O blană frumoasă. Poate vă întrebați ce folosesc ca așternut, un strat de rumeguș. Și ceva paie. Aici avem un mascul de 3 luni jumate. Deci mai avem o altă femelă, soră cu masculul, de 3 luni jumate. Foarte frumoasă. Sperăm că vom scoate ceva pui frumos la anul. Doilea mascul alb, 4 luni jumate. Un masculul gri, de la care a pornit, ori a pornit nebunia cu iepuri, să zic așa, 3 ani jumate, ăla unde pui, aproape terminat de năpărlit,
un mascul din primele serii de pui, de la altă femelă cu același mascul. Ăsta l-am păstrat. A avut ceva probleme la ochi, pleoapă întoarsă. Trebuia operată, dar nu am vrut să-l operez, așa că am revenit. Vedem ce o să fie cu el, e foarte frumos. Are aproape 5 luni. Cam asta este crescătoria mea. Dacă mai doriți clipuri cu altceva, vă gândiți voi ce vreți, puteți spune în comentarii. Sper că nu v-am plictisit și ne auzim.